Două femei creștine dintr-un sat au o idee. Ele pot pregăti mâncare gustoasă și vor să înceapă o mică afacere ca să pregătească mâncare pentru diferite evenimente. Dar s-au gândit că s-ar putea întâmpla să fie și înmormântări ortodoxe sau, eu știu, cumetrii sau botezuri sau altele. Și atunci, undeva, ele au dubii. Nu știu, să înceapă afacerea asta sau nu. Hai să vă citesc întrebarea. Deci, suntem două surori botezate. Suntem în biserică. Așa. Ne-am propus să lucrăm împreună. Să pregătim mâncare la înmormântarea unui om din lume care îl îngroapă preot ortodox. Cum să procedăm? Deci, nu numai, vor mai fi și alte cereri. Cum să procedăm noi? Păi, cum să procedați, dragi surori? Foarte bine că vreți să faceți așa o afacere, așa o lucrare, Dumnezeu să vă ajute. Este foarte bine. Este foarte bine să faceți, numai puneți ca și prioritate să le slujiți oamenilor frumos, să pregătiți mâncarea cea mai bună, la cea mai înaltă calitate, să le oferiți produse la cea mai înaltă calitate și oamenii să-i dea slavă lui Dumnezeu. Încă este foarte important să le spuneți tuturor oamenilor despre Domnul nostru Iisus Hristos. Și folosiți orice ocazie atunci când oamenii vin, vorbiți-le, dați o denumire. Iată, mie tare mi-a plăcut când am fost în Uganda, am văzut cum erau orice creștinii de acolo făceau. Magazinul se numea Eu sunt calea, adevărul și viața, altul calea, adevărul și viața, altul mântuirea numai în Hristos, altul, așa se numeau magazinele. Unde nu te întorceai la magazine, așa se numeau magazinele. Și când intrai, auzeai muzică creștină, foarte, vorbeau toți despre Domnul Iisus Hristos, creștinii care erau acolo și abia așteptau să întreb ceva, numai decât îți dădeau un card, îți dădeau un Biblie, îți dădeau Noul Testament. Deci foarte activ în propovăduirea Evangheliei. Exact așa faceți și dumneavoastră. Spuneți la toți oamenii despre Domnul nostru Iisus Hristos, vorbiți-le cu îndrăzneală, așa este bine să faceți și să le arătați un exemplu frumos de trăire. La 1 Petru, capitolul 3, scrie așa, versetele 15 și 16, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn, fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteala de nădejde care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat, pentru ca cei ce bărfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Dacă în caz că sunteți vorbiți de rău, prigoniți sau ceva, tocmai așa veți interacționa cu oamenii și oamenii vor vedea, oamenii vor prețui ceea ce faceți. Iată, eu mi-amintesc odată, m-am apropiat la un peco și așteptam să alimentez mașina. Și înaintea mea erau doi bărbați, s-au întâlnit unul cu altul și vorbeau. Și unul zice, mi s-a stricat mașina, am probleme, ceva, dar altul spune, ascultă, zice, du-te acolo și acolo îi dă el adresa, zice, du-te că este acolo un tehnician baptist. Ăsta zice, așa e un om, ăsta îți face, nu ia scump, dar el face foarte bine lucrul, îți face, zice, ți-l face la timp, nu amână deloc, nu, deci foarte, foarte bun, îți recomand, numai la el du-te, nu te du la nimeni. Eu așa m-am simțit de bine când am auzit asta, că vorbea despre fratele meu, iată felul cum noi îi dăm slavă lui Dumnezeu și numai faptul când el a zis baptist, normal, oamenii știu, baptiștii cred în Dumnezeu, sunt ucenicii lui Iisus Hristos, prin asta i-a dat slavă lui Hristos, că știi că acolo se face lucru bun, lucru calitativ. Ei, iată, așa faceți și dumneavoastră, să faceți lucru calitativ, lucru bun, și să-i învățați pe oameni din Scripturi. Folosiți orice ocazie atunci când oamenii vin să le prezentați, faceți, de exemplu, o broșură frumoasă, o broșurică frumoasă în care spuneți, vorbiți despre, eu știu, dați-i o prezentare evanghelică la toată lucrarea aceea care o faceți dumneavoastră, să-L prezentați pe Hristos. Și da, s-ar putea întâmpla să apară anumite momente. Eu nu știu dacă, de exemplu, poate este și brutărie acolo. La brutărie aveți o brutărie și vi se va cere să faceți colaci. Și cineva vă spune, nu fă colaci, că eu zic, faceți colaci, dar ce problemă au dacă nu fac? Apropo, nu știți care e semnificația? Chiar vreau să găsesc, să am la îndemână un colac. Când voi, prima dată când voi vedea un colac, o să-i explic care e semnificația colacului.
Colacul a fost pus un semn când l-au făcut oamenii înțeal. Cercul cel la care merge rotund, asta înseamnă veșnicia. Asta înseamnă că îi dorește omului veșnicie, îi amintește omului despre veșnicie. Este o dorință pentru veșnicie când îi dădea colacul cel. Nu era semnificație rea în el, ca alții de acum pun sens rău și nu știu ce își închipui. Tocmai avem prilej să le spunem la oameni din Evanghelie. Dacă ei înțeleg ceva greșit, ceva interpretează greșit, ceva nu știu, tocmai în interacțiunea asta noi aflăm și putem să le spunem la oameni cum este corect și cum trebuie ei să facă corect. Iată, asta este sfatul meu. Dumnezeu să vă ajute și să vă dea înțelepciune. Pace multă!